și suror, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 1. Voi citi versetul 1 și apoi voi continua de la versetul 18 la 25. Evanghelia după Matei, capitolul 1, primul verset, și apoi de la versetul 18 la 25 să ascultăm cuvântul Domnului. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastăta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin profetul care zice Iată, Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amen. Ce istorie frumoasă! Ce istorie profundă! În cuvântul Domnului am găsit scris în psalmul 45 cu versetul 2 că Iisus Hristos este cel mai frumos dintre oameni. De aceea, permiteți-mi să vă spun cu multă modestie și sinceritate, îmi este greu să vorbesc despre El. Cum să vorbești despre cel mai frumos dintre oameni? Ce cuvinte să alegi? Ce să spui despre El? Nu s-a născut încă om sub soare să poată să vorbească despre Isus în toată profunzimea personalității Fiului Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că meditați la următoarele lucruri. El este cel etern, deci veșnic, fără început și fără sfârșit, intrat în timp. Luca 2,11, astăzi vi s-a născut un Mântuitor. Cel etern, intrat în timp. El este cel nevăzut, 1 Timotei 1 cu 17, devenit vizibil prin nașterea din Fecioara Maria. El este creatorul, Ioan 1 cu 3, devenit parte din creație, luând un trup ca al nostru, potrivit Evrei 10 cu 6. El este nemuritorul, 1 Timotei 1 cu 17, partea a doua, care totuși a murit pentru păcatele noastre. El este cel desfigurat de ura, bătăile și tratamentul criminal al contemporanilor săi. Dacă noi eram acolo, făceam același lucru. Așa spune Isaia 53 cu 1. Și totuși este cel mai frumos dintre oameni. Măcar că, spune Isaia, n-avea nimic care să ne atragă atunci când s-a uitat la el și l-a văzut prin Duhul Domnului în timpul suferinței dinaintea Golgote și din Golgota. El este cel neînțeles de oameni, dar este singurul care înțelege pe toți oameni. Este glorios acest Domn și Mântuitor. A venit în lumea noastră ca să ne transmute prin credința în El din moarte în eternitate, din păcat în sfințenie, din putrezire în glorie, din pierduți pe pământul acesta și sub stăpânirea diavolului potrivit lui Duhului Sfânt prin Sfântul Apostol Pavel, Efesen 2, la 4, să ne strămute în cerul său, în moștenirea sa. A venit să ne facă din niște înfrânți de păcat, de diavolul, de firea pământească, în coregență împreună cu el pe scaunul său de domnie, Apocalips 3, cu 21. Iisus, despre care vorbește Scriptura și în care credem noi, este un Dumnezeu glorios. De aceea vrem să-l înălțăm și vrem să-i dăm laudă, cinstea și închinarea noastră, nu numai acum la sărbătoare, ci în fiecare zi, pentru că o merită. Cum este el cel mai frumos dintre oameni? Cum am spus, este greu să vorbești. Însă, din pasajul pe care l-am citit, ne vom uita în această seară de ajun, de Crăciun sau de nașterea Domnului la trei adevăruri la trei gânduri profunde și, bineînțeles, fiecare sprijinit de sub idei așa cum apare ele în textul Scripturii. Pentru comunitatea română aș vrea să specific din nou acest aspect crăciun este un termen pe care nu îl găsim în Biblie. însă crăciun este termenul care s-a împământenit, s-a adoptat în cultura românească cum este în limba engleză Christmas, ca să reprezinte sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Nu se știe exact originea cuvântului Crăciun, însă unii specialiști spun și probabil că este drept că în limba română fiind o limbă latină, Crăciun vine de la uh, doi termeni latini, co oratio, să-l lăudăm împreună, co oratio. Și s-a uh, romanizat termenul, haide să-mi lăudăm! și a devenit Crăciun. Limba română, de fapt, mai are uh, un termen pentru sărbătoarea pentecostală. Cum spune în limba română pentru sărbătoarea pentecostală? Rusali Nu este un termen biblic. Rusali este un termen latin, de asemenea, sărbătoarea rozelor, care coincidea cu pogorârea Duhului Sfânt și care pentru cultura română s-a transformat în rusalii sau pogorârea Duhului Sfânt. De fapt, nici trinitate, termenul acesta, nu există în scriptură, ci termenul a fost construit de unul dintre primii apărători ai credinței creștine, apologetul sau apărătorul, avocatul de profesie, Tertulian, care convertindu-se în jurul anului 220 după Hristos, a apărat creștinismul în fața senatului roman și a înființat acest nume, Trinitate, încercând să îi facă pe contemporanei lui și pe noi de astăzi să înțelegem că Dumnezeu este unul singur, dar în trei persoane distincte. Să ne întoarcem acum din nou la cuvântul din această seară. Trei mari adevăruri. Primul adevăr, descendența pământească a lui Isus Hristos. Descendența pământească a lui Isus Hristos. Și când ne uităm la descendența pământească a lui Isus Hristos, Evanghelistul Matei, Apostolul Matei, ne spune patru lucruri mari, patru lucruri mari pe care aș vrea să le vedeți cu mine în cuvântul Domnului din textul de din seara aceasta. Am să vă spun lucruri simple despre Mântuitorul Iisus Hristos, însă profunde în același timp, pentru că sunt într-un text în care îl citim mereu și de multe ori ne scapă esențe. Primul mare adevăr în această descendență a Mântuitorului Iisus Hristos este preeminența Lui. Ce înseamnă preeminența Lui Iisus Hristos? Întietatea Lui Iisus Hristos. Uitați-vă la Matei, capitolul 1, cu versetul 1. Cartea neamului Lui Iisus Hristos. Aș vrea să vă spun un adevăr simplu. În Noul Testament sunt foarte multe nume menționate. Foarte multe nume. Însă primul nume menționat în Noul Testament, astea al cui? Al lui Iisus Hristos. Ultimul nume menționat în Noul Testament, în ultima carte a Sfintelor Scripturi, în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 21, este tot în numele Domnului Isus Hristos. Acolo spune, Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi, cu toți. Înseamnă preeminență, întâietate. Știți de ce? Știți de ce? Pentru că Isus este singurul care se poate numi pe sine și pe bună dreptate Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Isus Hristos este singurul despre care în Coloseni 1 cu 18 cuvântul Domnului spune este capul bisericii, este capul tuturor lucrurilor, pentru că în toate lucrurile El să aibă întâietate. Aceasta înseamnă preeminență. Cartea neamului lui Iisus Hristos. Iisus începe în Noul Testament și Iisus conclude în Noul Testament. Eu mă bucur că nu sunt pus între doi oameni, ci sunt pus între numele lui Iisus Hristos. Și știți că numele lui Dumnezeu este și al lui Iisus Hristos, este un nume mai presus de orice nume. Este cel mai puternic nume. În numele Lui diavolul este biruit și se poate birui, în numele Lui este viață eternă, în numele Lui este vindecare divină, în numele Lui este putere, în acest nume și El vorbește și spune, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și El și-a pus numele și de o parte și de alta, pentru ca tu și cu mine să fim păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință. Glorie Domnului! Deci când ne uităm la descendența Lui, primul lucru pe care Duhul Domnului ne spune în Matei, este preeminența Lui, întietatea Lui. Al doilea lucru este regalitatea Lui. Uitați-vă ce spune mai departe. Fiul lui David. Fiul lui David. Dar dacă vă uitați cu mine, în Evanghelie după Matei, capitolul 1, Dul Domnului îi amintește lui Matei din lista genealogică a Mântuitorului Iisus Hristos și țineți minte acest adevăr. Cel puțin 15 împărați. 15. Nici unul din cei 15 împărați nu sunt menționați cu titlu de împărați. Nici unul. Afară de unul singur. David. Numai David este numit împărat de două ori în textul acesta, în versetul 6. Este a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon. Restul nu sunt numiți împărați. Știți de ce? Pentru că Duhul Domnului a avut în vedere să ne spună că Descendența celui care se naște în la Betleemului nu este neapărat o descendență simplă, ci este o descendență regală. Faptul că numai David este numit cu acest titlu împărat în Evanghelia după Matei, prin aceasta vrea să ne spună că cel ce se naște în la Betleemului este descendent direct prin David. De deci aceea Mântuitorul nostru este împărat. Mântuitorul nostru este rege. Și după cum știm, vine un timp când se va recunoaște și se va ști că El este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Va stabili o împărăție de o mie de ani pe pământ în care toate neamurile pământului se vor închina Lui pentru că El va domni la Ierusalim și cum vă spuneam și în altă ocazie, nu numai că va domni la Ierusalim și va fi Domnul întregului pământ la Ierusalim și îl va asocia din nou drept co-regent, co-împărat pe David, așa cum spune Sfânta Scriptură în Ieremia 30,9, când cuvântul Domnului spune, le voi scula pe David pentru ca să îi slujească. le voi scula pe David. David va fi înviat din morți și va fi comparat împreună cu Isus. David peste Israel, iar Isus peste toată omenirea. Al treilea adevăr pe care îl spune în această descendență, pe lângă preeminența lui, pe lângă regalitatea lui, este naționalitatea lui Isus Hristos fiul lui Avram. Observați? Fiul Avram, adică Iisus Hristos este evreu. De ce? Pentru că Avram este fondatorul națiunii iudaice. Națiunea aceasta iudaică, evreii, sunt o națiune urâtă de toată lumea. Partea pentru mine dificilă de înțeles este că evreii sunt urâți și în creștinism. De ce? Nu știu. Dacă argumentul pe care îl folosim ca să fie urâți evrei este că evreii l-au răstănit pe Domnul Isus Hristos, dați-mi voie să vă cobor puțin zelul și să vă aduc aminte că cel ce l-a vândut pe Domnul Isus Hristos nu au fost evrei cei ce l-au vândut la romani, au fost dacii noștri. Românii, americani, mă rog, cum vreți dumneavoastră, ungurii. Că avem și ungurii. <laughs> Știți de ce? Când Isus Hristos și-a ales apostolii, el a procedat după o înțelepciune eternă. Și în această înțelepciune eternă, el a desemnat numărul 10 să reprezinte poporul evreu. De aceea, evreia, evreii au 10 porunci, 10 fii formează o casă puternică, 10 este un număr care poate să formeze o sinagogă, deci este numărul evreilor. Numărul bisericii este doi sau 3. De ce Biblia spune că când doi sau trei se adună în numele meu, eu voi fi de față. Când Domnul Iisus Hristos și-a ales 12 apostoli, el a mers după această formulă, arătând că în biserica lui Hristos pot să fie inclus și evrei și dintre neamuri. Așa că și-a ales 10 apostoli dintre evrei, 10, și 2 apostoli dintre neamuri. Unul dintre cei doi dintre neamuri de-ai noștri, deci, este Simon Zelotul, mai numit Simon Cananitul. Dacă e Cananit, de unde era? Era din Canaan, nu putea să fie din altă parte, că dacă îi spuneți uh, Ion Bucureșteanu, sper că nu o să credeți că e din Cluj. Așa. Deci când îi spune Simon Cananitul, este Cananit. Și al doilea, apostol care să reprezinte biserica și care ne-a făcut de râs, este Iuda Iscariotianu. De ce spun lucrul acesta? Pentru simplu fapt despre care unii dintre astea cunoașteți, că în limba ebraică când spui din, folosești doi termeni. Din, în limba ebraică folosește doi termeni. Dacă spui din Statele Unite, vei spune min America. Min America. Dar de exemplu Manchester, este oraș în America. Dacă spui despre Manchester din America, vei spune Min Manchester. Însă Manchester este unde? Unde mai este Manchester? În Anglia. În Anglia. Dacă vrei să vorbești cu vași în limba ebraică, vei spune, ca să înțeleagă cu cine vorbești, că vorbești despre Manchesterul din Anglia, vei spune Ish Manchester. Ish Manchester. Vei folosi din termenul Ish. Și pentru că Iuda este Iuda ish carioteanul și cheriot, erau două orașe pe vremea lui Isus Hristos cu numele de kiriat sau Chiriot. Era kiriatul ebraic și dacă ar fi, din, ar fi, fost din Israel era min keriot și era Chir kiriatul din Idumeia, din Idumeia, Edom. Și de aceea el este ish -kariot. De deci ce este Iuda Iscarioteanu. Și cine l-a vândut pe Domnul Isus Hristos? Cine? Ați văzut că da noștri. Un apostol dintre neamuri. Deci e argumentul folosit cu atâta um, gândire puierilă, că evrei sunt omoritori de Dumnezeu, și de ce este un argument nebiblic? Și apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, dați în voi să vă spun un lucru. Dacă spunem că îl iubim pe Domnul Isus Hristos și urâm poporul evreu, facem o, o, o rostim o anomalie, pentru că Isus al nostru este evreu. Este evreu, amin? amin. De aceea spune este fiul lui Avraam. Matei vrea să ne spună, cel ce se naște are naționalitate iudaică, el este fiul lui Avraam. Și Avram este cel căruia i s-a promis o sămânță, adică un fiu în care vor fi binecuvântate în toate neamurile pământului și acest fiu este Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, fiul lui Avram. Și apoi, încă un lucru, al patrulea, ne-l spune Matei în această descendență a lui Isus, preeminența lui, ați văzut, regalitatea lui, apoi naționalitatea lui și apoi ne spune umanitatea lui umanitatea lui. Uitați-vă în versetul 16, Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Isus Hristos. Adică cel ce se naște este om, este om ca tine și ca mine, bineînțeles, fără de păcat. În genealogia lui Matei sunt menționate cinci femei. Matei 1 cu 3 este Tamar, Matei 1 cu 5 este Rahav, Matei 1 cu 5 partea finală este Rut, Matei 1 cu 6 partea finală este Batșeba și Matei 1 cu 16 este Fecioara Maria. Tamar, Rahav și Batșeba au fost femei cu un caracter negativ, toate trei au fost adultere. Rut este dintre neamuri, ea este bunica lui David, bunica lui David, Singura evreică este Maria. Prin urmare, Iisus Hristos aparține deopotrivă și evreilor și neamurilor. Știți de ce? Dacă vă uitați cu mine în cuvântul Domnului, la genealogia pe care o prezintă Matei în capitolul 1 și genealogia pe care o prezintă doctorul Luca în capitolul 3, Luca merge până la nu se oprește la Avram, ci merge până la Adam. Pe Matei îl interesează faptul că descendența lui Isus Hristos este una regală din David, de deci ce este evreu, iar pe, uh, și aceasta prin Solomon, David și Solomon, iar pe evanghelistul Luca îl interesează ca omenirea să înțeleagă acest mare adevăr că Isus Hristos aparține de o uh, omenirii întregi, pentru că el se trage din David dar nu prin Solomon. Se trage din David prin Nathan, prin Nathan. Și el prezintă genealogia Mariei în Luca, capitolul 3, și îi spune de aceea: El este fiul lui uh, Adam, este fiul omului, pentru că, de fapt, Iisus Hristos este și fiul al omului. mărit să fie numele Lui. Prin urmare, când ne gândim la descendența mântuitorului nostru, trebuie să avem în vedere acest fapt, aceste fapte. El are preeminență, întâietate în toate lucrurile, el este rege, descinde din David, naționalitatea lui este iudaică, dar în același timp el este un om care aparține întregii omeniri. În al doilea rând, al doilea mare adevăr pe care ne spune Evanghelistul Matei este acesta, drumul minunilor și binecuvântărilor. A fost un mare har pentru fecioara Maria. Într-o zi să vină îngerul Gabriel și să-i spună: Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, mare cinste, mare favor. Tu vei naște pe Fiul lui Dumnezeu. Este un mare har. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, Aș vrea să reînvățăm în această zi de sărbătoare, în acest preajun de Crăciun, că orice minune și orice binecuvântare are un drum greu. Are un drum greu. Drumul minunilor, în vederea Duhului Sfânt prin Matei, este un drum întreit. Și anume, primul lucru într-o minune și într-o binecuvântare este o mare criză. Dacă ți s-a promis, ți s-a promis și mi s-a promis un mare favor din partea lui Dumnezeu, cel rău a auzit. Și de aceea cel rău va veni să te lovească, să te atace, cel rău va veni să te tragă în jos, să te compromită, pentru ca drumul acesta al minunilor să fie împiedicat. Și în cazul Mariei care era numai logodită cu Iosif, a apărut o criză neașteptată. Deci primul lucru este o criză neașteptată, versetele 18 și 19. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, este o expresie iudaică care însemnează înainte să devină ei intimi. Ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprionit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lasă pe ascuns. Este o criză extraordinară. Maria, vei naște pe Fiul lui Dumnezeu. Și iată că apare criza. Este o criză de încredere. Cum mai poate Iosif să se uite la Maria și să spună, da, Maria e dreptate. Pentru că nu știu care logodnică asta s-ar duce la logodnicul ei și să spună, noi n-am fost intim niciodată, n-am fost intimă cu niciun bărbat niciodată, dar știi, Duhul Domnului m-a lăsat însărcinată. Vorbești? Ce? Iosif a intrat în criză. Este o criză de încredere, este o criză de trădare în dragoste, este o criză cerută de inflexibilitatea legii. Dacă Maria este însărcinată, singura explicație normală pentru Iosif este adulterul. Și în Sfânta Scriptură potrivit Levitic 20 cu 10, 18 cu 20, adulterul se pedepsea cu moartea. Ori, dacă în familie soția aducea o rușine, cum spune în Deuteronom 20 cu 1, a făcut un lucru rușinos, ca și în cazul de față, urma divorțul. Carte de despărțire. E o criză de caracter. Este o criză spirituală în care întreb, de ce, Doamne? Este o criză de suprimare a bucuriei. Este o criză a rușinii. Iosif trebuie să îndure rușinea la fel Maria și chiar Iisus Hristos care se naște. Pentru că știți ce? Nu toți oamenii înțeleg ce se întâmplă cu tine sau cu mine. Chiar dacă ești binecuvântat, nu toți oamenii înțeleg binecuvântarea. Uitați-vă în Ioan 8, cu 41. Puteți să-mi puneți pe ecran Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cu versetul 41. Uitați-vă la acest verset când Iisus Hristos își confruntă contemporane și observați cum îl înfruntă contemporanei lui. Să vedem dacă ați înțeles ce spune aici. Voi faceți faptele tatălui vostru. Uitați, le-a spus Iisus Hristos, faptul tatălui vostru, spun, voi aveți de tată pe diavolul, pentru că vreți să mă omorâți. Ei au zis, noi nu suntem copii, citi stare, născuți din curvie, n-au mai pus paranteza, ca și tine. Deci, aceasta era ideea. Ce vorbești tu, domnule? Nu știm cum te-ai născut? Supranatural, forget it. Să crezi tu? Oamenii sunt foarte caustici, foarte răi, nu înțeleg o minune. Drumul binecuvântărilor, drumul minunilor, este un drum cu criză. Al doilea aspect, dar este un drum în care găsim un adevăr înălțător, versetele 20 și 23 din Evanghelia după, după Matei. Dar pe când se gândea Iosif la aceste lucruri, a zis, o las, mă despar de ea. I s-a arătat în visul un înger al Domnului și a zis, Iosif fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastăta, ta, că și s-a zămeslit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proroci. Care este adevărul care te înalță? Adevărul care te înalță este că în vremea, în drumul spre minuni, în drumul spre binecuvântări, chiar dacă vin crize, așa de mari cum a venit criza în viața lui Marie și a lui Iosif, în relația lor, în caracterul lor, în viitorul lor, un fapt este cert. Cel ce este în control este Dumnezeu. Cel ce este în control este Dumnezeu. Mario. Chiar dacă n-ai cunoscut niciun bărbat, chiar dacă vei înfrunta rușinea, chiar dacă oamenii te vor arăta cu degetul, ține minte, nu s-a întâmplat nimic afară de ceea ce este scris. Este scris. Și lovitura care vine împotriva ta și împotriva mea este scrisă, pentru că Domnul este dotat cu această posibilitate pe care noi o numim în Biblie precunoaștere. Isaia 46 cu 10 spune, el este singurul care știe sfârșitul unui lucru înainte ca lucrul acela să existe. De ce în precunoșterea Lui, Dumnezeu vede și lovitura împotriva ta, vede criza prin care treci, vede necazul prin care treci, lovitura pe care ți-o dă cel rău, dar, indiferent cât de rău ar vrea să lovească cel rău, el nu poate lovi mai mult decât îi permite Domnul. Nu poate mai mult. Cât îi permite Domnul. Și ceea ce mă bucur este că de fiecare dată când vrea să se lege de mine sau de tine, el trebuie să se ducă și să se umilească în fața lui Dumnezeu și să ceară bile de voie. Bile de voie. Iar Domnul nu va îngădui niciodată celui rău să mă lovească sau să te lovească peste puterea de a duce și de a sta în picioare. Lasă-mă să-l lovesc pe eu, i-a zis diavolul către, către Dumnezeu. Te las, lovește-i familia, lovește-i averile, lovește-i sănătatea, dar nu te atingi de sufletul lui. A putut să treacă peste aceasta? Nu, n-a putut. Nu se poate. Adevărul pe care noi îl avem este acesta. Cel rău plănuiește rele, dar Dumnezeu care este atât puternic vechează asupra noastră. Și nu numai că vechează asupra noastră, are la dispoziție resurse prin care să ne ridice sufletul. În cazul lui Iosif, resursele au fost îngerii. A fost un vis binecuvântat. În cazul nostru, resursele sunt aceleași. În primul rând, resursa noastră cea mare este Isus Hristos. El este cu noi. Resursa noastră cea mare este Dumnezeu Tatăl. El este cu noi. Este în noi. Suntem templul lui Dumnezeu. Resursa cea mare pentru noi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care vede toate lucrurile. Eu, ca minte, um, cred că soția s-a dus cu nepoții, um, eram student și la București și săraci. Și într-o zi, soția m-a sunat de la Cluj. Dragul meu, vreau să-ți spun o veste extraordinară. Și i-am zis, a știu ce vrei să-mi spui. Zice, cum știi ce vreau să spun? Bă știu ce vrei să-mi spui. Vrei să-mi spui că ni s-a oferit o casă? Pe gratis. Deci, da, dar de unde știi? Și am zis, mi-a vorbit Domnul într-o vedenie, astă noapte. Este o cursă în care vrea să ne pună cel rău, și oferta aceasta nu are temelie este o ofertă înșelătoare. Ceea ce s-a și dovedit. Soția a rămas uimită și a zis, dar cum? Păi, te mi-a vorbit domnul. Și tocmai asta vreau să spun. I-am spus, uite și cine face oferta? I-am spus persoanele, două persoane care făceau oferta. Și a zis, este extraordinar. Dar cum a putut Dumnezeu să-ți vorbească așa? Dumnezeul nostru cunoaște. El vede în avans. El știe. Duhul Domnului este cu noi. Aș vrea să înțelegi că este cu tine, este cu mine. Atât de dorin este aici. S-a rugat pentru mine, înainte ca să am acea criză de sănătate cu trei ani în urmă. Încă nici n-am îndrăznit să mă sune, pentru că i-a fost frică. Dânsul mi-a spus că i-a fost frică să mă sune, gândindu-se că urmează să, ce urmează să întâmple cu mine este... Uh, un atac de inimă sau un infar cerebral. Undeva după ceea ce dânsul mi-a spus, a fost după miezul nopții, într-un cer de rugăciune, s-au rugat și a zis, am un prieten drag pentru care vrem să ne rugăm. N-a spus de unde, n-a spus cine, n-a spus ce. Și auziți cum a venit cuvântul Domnului. Zbărbatule, către dânsul, du-te în cetatea din care faci parte, și spune-i unsului meu. Așa vorbește Domnul. Cuptorul s-a încins mai tare, focul nu s-a stins, Bancăl voi îngădui să cobore până în valea umbrei morților. Dar de acolo îl voi ridica și îl voi, voi folosi cu mai mare putere. S-a împlinit cuvântul Domnului? S-a împlinit, pentru că el vede. Pentru că el cunoaște. M-a ridicat de acolo? M-a ridicat. Pentru că Domnul nostru poate. Drumul spre binecuvântări este un drum cu crize, dar este un element înălțător în crizele acestea. Domnul este în control tot timpul. Este în control tot timpul. Și apoi, în drumul acesta spre binecuvântări, vorbesc acum tinerilor, este o lecție pentru succesul familiei. Tinerilor. Urmează să vă căsătoriți. Și mă rog Domnului să vă binecuvinteze, Domn. Eu că aminte, în țară, când eram încă în țară, eram foarte bun prieten cu fratele Teodor Codreanu. Era diferență între noi, aproape că putea să-mi fie tată, dar sufletul nostru s-a lipit, așa, și ne înțelegeam foarte bine, lucram mult împreună. Și mă suna din când în când și avea din sovorul, măi, lăzărică, măi, Câți tineri ai pe acolo prin biserică? Am mulți. Băi, și eu am o grămadă, măi, și nu sunt surați, măi, nu-s căsătorit. <coughs> Ce să facem cu ei? Și sigur că te frământă, te preocupă problema aceasta. Pentru că nu vrei să căsătorească în lume. Secretul binecuvântării în familie, dragii mei, este acesta. Pentru băieți, găsiți-vă o fată în care locuiește Isus. Iosif a luat-o pe Maria în care locuia Isus, Locuia bine. Fetelor, tinerelor, găsiți un băiat în care locuiește Isus, Pentru că prin mântuirea a devenit templul lui Dumnezeu și locuiește Isus în el. Dar cum veți vedea lucrul acesta? Ia uitați cum se vede. Se vede în caracterul lui. În caracterul ei, se vede în preocupările lui și în preocupările ei. Dați-mi voi să fac o paranteză aici, am să fiu foarte delicat ca orice curge să mă poată primi. Un, unul dintre instinctele cele mai puternice pe care Dumnezeu le-a pus în om pe lângă acela de a mânca, de foame, este instinctul de intimitate. Instinctul de intimitate. Dacă boyfriendul tău, dacă prietena ta, dacă logodnica ta nu știe altceva decât numai acest lucru și numai aceasta îți vorbește, uite-te la Iosif, a luat-o pe Maria acasă, dar n-a cunoscut-o intim până când ea l-a născut pe Iisus Hristos. Dar în astfel de oameni locuiește Iisus. Cu astfel de oameni faci familie. Familie sănătoasă. Se vede dragostea pentru casa Domnului. Se vede statornicie. Se vede priorități. Se vede comportament. Succesul familiei este dat de acest aspect glorios. O persoană, băiat sau fată, în care locuiește Isus. Și apoi. În al treilea rând, când vorbim despre acest Iisus cel mai frumos dintre oameni, haideți să ne uităm la Maria și la Iisus. Maria și Iisus. Iată, Matei 1, 23, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit sau tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. A venit timpul ca Iisus Hristos, cel fără de început, să intre în timp, să se nască. Dar, aș vrea să înțelegeți și să înțelegem un lucru. Din nou, voi fi foarte delicat pentru că sunt multe cugete, sunt oameni cu diferite concepții biblice, nu vreau să ofensez conceptul nimănui, dar vreau să ne oprim la Biblie și aș vrea să, să, să vă uitați împreună cu mine în Cartea Domnului. Primul adevăr pe care Biblia ne-l spune în legătură cu Maria este că Maria este ca unul dintre noi. Dumnezeu face minuni cu oameni ca unul dintre noi, nu cu oameni diferiți, sigur, cu oameni sfinți. Maria este o femeie sfântă, o femeie temătoare de Domnul, o femeie care cunoaște Scriptura și o femeie care trăiește ce cunoaște. Dar Maria este o ființă ca oricare dintre noi. Și anume, uitați-vă în Luca 1 cu 46 la 47. Și Maria a zis, când a aflat vestea aceasta că va naște pe Mesia, pe Iisus Hristos, Sufletul meu mărește pe Domnul, mai departe, uitați-vă ce scrie acolo, și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, citiți tare, Mântuitorul cui? Al Mariei. Dragul meu, dacă Maria recunoaște că are nevoie de mântuitor, îi spune Dumnezeu mântuitorul meu, Maria nu poate mântui pe nimeni. Această teologie, că este coră împreună cu Isus Hristos, este o teologie falsă. Este o teologie falsă, fără ofensă. Faptul că în personal Maria spune Dumnezeu Mântuitorul meu însemnează că recunoaște că ea este păcătoasă, că nu s-a născut fără de păcat, dar că dragostea lui Dumnezeu i-a șters păcatul, cum îl șterge și pe al tău și pe al meu, și că ea în sufletul ei, în trupul ei, în duhul ei, are nevoie de răscumpărător. Și singurul care poate să o răscumpere cu adevărat, să o mântuie, pentru că asta înseamnă, este Dumnezeu este Isus Hristos pe care l-a născut. Deci Maria este ca unul dintre noi. Ca unul dintre noi. Dar al doilea mare adevăr este că Maria l-a născut pe Isus supranatural. Supranatural. Isaia 7 cu 14. De aceea Domnul vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată. Va naște un fiu și va pune numele Emmanuel. Dumnezeu este cu noi. De ce spune în Matei 1 cu 23? Matei 1 cu 18. Înainte ca să locuiască ei împreună, deci Iosif și Maria înainte să fie ei intimi, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Ce s-a întâmplat este ceea ce vă spuneam cu altă ocazie. Puneți pe ecran Evrei 10 cu 5 pentru tot poporul, pentru toată audiența ca să cunoască, ca să știm ce s-a întâmplat în ce privește nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Uitați ce vă spune acolo. De aceea când intră în lume Isus Hristos, când a intrat în lume, pentru că El exista, este etern, El zice, tu n-ai voi nici jertfă, nici prinos, ci, citiți tare, mi-ai pregătit un trup. Deci trupul Domnului Isus Hristos a fost creat. De aceea spune, mi-ai pregătit un trup. Și Dumnezeu, Tatăl, a creat un, dacă vreți să folosim în termenul medical, un embrion, un trup, în care să coboare Isus Hristos. A luat embrionul acesta și l-a implantat în pântecele Mariei. Dar în momentul în care a pus embrionul acesta în pântecele Mariei, Dumnezeu a trebuit să mai intervină cu încă o minune, ca la creație. Dacă avem cadre medicale aici, ele vor înțelege ce spun eu acum. Orice copil, fie băiat, fie fată, deci orice copil sub soare, fie băiat, fie fată, odată conceput în pântecele mamei, în copilul acela, băiat sau fată, întotdeauna, fără nicio excepție, circulația sângelui este circulația tatălui. Este sângele tatălui care circulă în copil, nu este sângele mamei niciodată niciodată. Oricum Iisus Hristos nu are tată, Dumnezeu a pregătit embrionul acela, l-a pus în pântecele Marie și apoi Dumnezeu a procedat la al doilea element al creației. A creat un sânge special pentru Iisus Hristos și a pus în embrionul acela. De aceea, unul din cei trei devine tată. Unul din cei trei devine tată. Și cuvântul Domnului ne spune și îți spune și în această seară mă gândesc că vei înțelege mai profund ca oricând. Sfântul Apostol Petru spune 1 Petru 1 cu 18 Căci voi n-ați fost răscumpărați cu aur, cu argint, cu pietre scumpe din felul deșert de vețuire, când blestemai, când înjurai, când furai, când desfrânai, când înșelai, când erai brutal. Asta înseamnă nemântuire, chiar dacă porți numele de creștin ce ați fost răscumpărați din acest fel de viețuire cu sângele scump. În greacă scrie extrem de prețios al Domnului Isus Hristos. De aceea sângele lui poate să curețe pentru că este un sânge necontaminat de sângele omului, este un sânge sfânt care a curs prin el și sângele acesta și astăzi ne curățește de orice păcat. Mărit să fie Domn! În felul acesta, nașterea lui este supranaturală. A intervenit Dumnezeu. Maria a rămas mai departe o femeie ca oricare om, o credincioasă ca oricare om. Biblia spune că a născut fii și fice, n-a rămas pururea fecioară, a născut fii și fice. Și dacă vreți, în paginile Sfintele Scripturi, Maria vorbește de 8 ore. Am să vă spun locurile unde vorbește Maria și ce vorbește Maria. Luca 1 cu 34 întreabă cum să pot eu să nasc când nu cunosc intimitatea cu un bărbat. Deci asta este primul lucru pe care îl spune Maria și îngerul i-a explicat ce vă spuneam eu mai înainte. 2. Luca 1 cu 38. Maria vorbește, Luca 1 cu 38, deci al doilea, a doua oară când vorbește Maria în Biblie, spune, iată roaba ta, facă-mi se după cuvintele tale. Deci asta a spus. 3. Maria a vorbit la uh, Luca 1 cu 39, când s-a dus la Elisabeta, la Vereșoara ei, care și ea era însărcinată cu Ioan Botezătorul. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. Mai departe, a intrat în casa lui Zaharia și i-a urat de bine Elisabetei. Aici nu ne spune ce a vorbit Maria. Deci. Mai departe. Următorul loc în care Maria vorbește este Luca 1, de la 46 la 55. Este ceea ce noi numim tehnic magnificatul Mariei, adică lauda pe care Maria o aduce lui Dumnezeu pentru această naștere miraculoasă. Mai departe este Luca 2 cu 48. Este confruntarea pe care Maria o face pruncului Iisus când acesta are 12 ani și este în templu. De ce ai făcut aceasta mie și tatălui tău? Mai departe. Ioan 2 cu 3. Este penultima dată când Maria vorbește și spune fiului său: Nu mai au vin. Pentru că apoi, ultima dată când vorbește, și este singura vorbire dogmatică a Mariei. Deci trebuie să ascultăm de Maria că suntem ortodoși, că suntem catolici, că suntem pentecostali sau baptiști, este absolut litere de lege. Trebuie să ascultăm de Maria. Ioan 2 cu puneți pe ecran, este singurul loc unde Maria vorbește dogmatic. Mama lui a zis slujilor, să faceți orice vă va zice. Și știți ne a zis Iisus Hristos? Să ne pocăim. <laughs> să ne pocăim. Asta e dogmatic. Să ascultăm de Dumnezeu, este dogmatic. Să umblăm în credință, este dogmatic. Să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, este dogmatic. Deci este singurul loc unde Maria vorbește dogmatic. În rest, ultima dată când Biblia vorbește despre Maria, este în Fapte, capitolul 1, cu versetul 14, unde Maria este împreună cu. 120 de persoane, bineînțeles, Apostolii Domnului, așteptând uh, umplerea cu Duhul Sfânt. Deci, dependență de Domnul. În concluzie, în concluzie, Isus Hristos Mântuitorul nostru este om, dar este Dumnezeu etern. Un lucru pe care aș vrea să-l reținem în această seară, și cu care să mergem în viața de fiecare zi este acesta. Puneți pe ecran Ioan 1 cu 11. Se vede ce se întâmplă când el intră în lume. Ioan 1 cu 11. Uitați, citiți tare. A venit la ei săi și ai săi. Deci când el intră în lume, contemporanii lui au întors spatele. O mână de oameni, 12 au crezut în el în final. 12. Când El pleacă din lumea noastră, uitați ce spune Matei 28 cu 20. Ce frumoasă este lucrarea Lui. Când intră în lume, l-au respins. Când pleacă din lume, spune, învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu și iată că eu, eu sunt cu voi în toate zilele. El nu ne părăsește niciodată. Nu ne întorce spatele. De ce ea? Și poate să te mântuiască în seara aceasta? Poate să-ți dea viața eternă? Poate să te facă să înțelegi că El a venit în lumea aceasta pentru tine și pentru păcatele tale? Cum a venit pentru mine și pentru păcatele mele? Și dintr-un om păcătos te poate transforma ca pe Sfinții săi apostoli, în oameni Sfinți, în oameni Evlavioși, a căror lege de trăire este Cuvântul Său, Cuvântul lui Dumnezeu atunci vei înțelege cu adevărat că Isus Hristos este rege, este domn. Vei înțelege că El trebuie să fie rege întâi în inima ta, în gândirea ta, în atitudinea ta, în casa ta, în businessul tău, în școala ta, în faptele tale, în umbletele tale. Și dacă este întâi rege acolo, vine vremea aceea când Isus Hristos va fi recunoscut împărat al împăraților și domn al domnilor ziua aceea este foarte aproape. De aceea, frați și doamnelor și domnilor, să avem o inimă bună și să-i spunem Domnului Iisus Hristos, bun venit în inima mea. Amin.